Echipa Națională FM și-a luat sâmbătă rămas bun de la vara petrecută la mare împreună cu ascultătorii. În această ultimă zi estivală, în studioul din Mamaia s-a aflat alături de Mihai Dacin, actrița și interpreta Crina Matei. Și pentru că litoralul a fost sub potop, cei doi au abordat mai întâi starea vremii. Am observat că ești foarte optimist, ai pus ochelare de soare, ceea ce mă încântă, pentru că dacă rămâi la mare și vei rămâne la mare, cel puțin o să te bucuri de soare, noi mai puțin. Știi de ce mi-am pus ochelarii de soare? Pentru că eu la soare mă pot uita, dar la tine ba. Mamă, așa de tare strălucește tricoul ăsta, a luat deja câțiva strop de ploaie. Pe bune, deci dacă cumva îl vezi șifonat, ce-i să știi. Ce-i cu vremea asta, Mihai? Nu știu, dar nu pot să fac nimic în acest sens. Chiar vreau să spun că e dezastru în sudul litoralului. Noi ne-am trezit de dimineață, pentru că a avut grijă ro alertii sub Constanța. Da, este o situație mai puțin plăcută, ci că un ciclon din Marea Neagră a venit și la noi și la bulgari și ne face situația asta neplăcută pentru cei care sunt în concediu sau care sunt la mare de aproape o săptămână. La microfonul Național FM, Crina Matei a lansat și o invitație la spectacolul Escu de la Teatrul de Vară Soveja din Constanța, în care va juca duminică seară. Vă invităm aici la Teatrul Soveja să vedeți spectacolul Escu, spectacolul Teatrului Stella Popescu, în colaborare cu Teatrul Satiric Pus Ionuca Caragiale din Chișinău, unde echipa Teatrului Stella Popescu, mixată cu echipa Teatrului Satiricus și avându-l în frunte pe colaboratorul și minunatul nostru coleg și prieten Pavel Bartoș, vă invităm la spectacolul Escu de cu Domnul Ștatescu, în regia celor doi regizori, Cristian Șofron și domnul Sandu Grecu. Alături de Mihai s-a aflat și Simona Muscă, inițiatoarea proiectului Arena Elevilor, născut din dorința de a le oferi tinerilor un spațiu dedicat în care să poată învăța și dezvolta abilități esențiale pentru viitor. Un proiect prin intermediul căruia copiii au șansa de a interacționa cu mentor, de a-și explora pasiunile și de a-și dezvolta abilități precum gândirea critică, leadership-ul și colaborarea. Punctul culminant al emisiunii lui Mihai Dacin a fost alegerea hitului Verii dintr-un top de 10 melodii. Ascultătorii au votat Noaptea ne fură iubiri, melodia interpretată de Teo Roz și Andrei Ursu. Vara Națională FM la mare s-a încheiat, dar emisiunile transmise din studioul central continuă cu muzică românească de calitate, invitați de top, distracție și surprize fel de fel.